La această oră, echipajele firmei care lucrează pe podul ce leagă Giurgiu de Ruse în cadrul unui proiect european al CNADNR desfășoară ample lucrări de reabilitare și modernizare a carosabilului. Tot plateajul de la podul vine schimbat-o. Sistemul pe care ne-am studiat-o, pe jumătate de pod se lucrează, se scoate afară dale veche, se repune aia nouă cu sistemul nostru unde am făcut un proiect. Rămâne jumătate de cala pe care traficul nu poate să le oprim totală. Atunci se fie trafic nu mai pe o cală, cu semafore, cu totul semnalizare, tot se fie sigur probleme de trafic, adică se fie un trafic lent în momentul în care se lucra pe o cală. Înainte de a opri circulația pe o bandă, constructorul s-a asigurat mai întâi că pe cealaltă bandă se poate circula în condiții bune. În consecință, stratul de uzură al carosabilului a fost refăcut integral, iar această măsură asigură o mai bună fluență, siguranță și confort traficului rutier. Potrivit reprezentanților firmei ce se ocupă de lucrările pe pod, acesta este și motivul pentru care circulația se desfășoară pe un singur sens de mers, pe partea română a podului Prieteniei.